Se vorbea aici despre căsătorie, și vreau să vă întreb: ce credeți că se gândea Iosif? Ce credeți că se gândea Maria? Erau tristi sau bucuroși? Numai cine a trecut prin asta știe că înainte de căsătorie, în mod normal, ești bucuros. Nu te gândești la probleme de viitor, ce o să se întâmple dacă ai nu știu câți copii numai unii care nu au înțelepciune sau se îngrijorează fac asta, și ascultați că dintr-o dată se schimbă tot. Toată bucuria pălește, toate planurile sunt puse pe minus și parcă falimentul lovește dintr-o dată în doi tineri. Iosif nu chiar tânăr, dar Maria foarte tânără. Ascultați ce spune versetul 20 nici nu mai poate dormi cum a dormit până atunci, i s-a arătat în vis un înger al Domnului și a zis, care e primul cuvânt? Matei 1 cu 20. care e primul? Iosive. Pe păi ce îngerul știe cum îl cheamă? A, Dumnezeu știe tot. Și ca să-i dea zumpă viață și pe genealogie, zice, fiul lui David, tu nu ești fiul lui. Fii atent că cu tine am un plan. Tu ești din împărăția lui David. Este trei cuvinte care marchează. Nu te teme. Este mesajul Duhului Sfânt pentru tine în această dimineață. Nu te o să zici, da, frate Caleb, în episodul ăsta, în tablou nașterii Mântuitorului, ce numai la Iosif, că Iosif a fost un pic mai special, a fost bărbat, a fost, da? Dăm câteva pagini, Luca 1, cu 30, Îngerul Gabriel i-a zis Mariei, nu te teme. Da, și pe asta știi cum o cheamă? Da, Marie. Hai că ei doresc ce mai special, Maria, toată creștinătatea zice, special a specialelor, deci și o ființă o urmană, obișnuită, a plecat la cer, nu ne putem ruga ei, nu are putere să vindece pe nimeni, nu îi liberează. Singurul la care ne rugăm este Dumnezeu Tatăl, este Domnul Isus Hristos și Duhul Sfânt, ziceți amin. Acum chiar la niște ciobani mergi, Doamne. Luca 2, versetul 10, primele trei cuvinte pe care le spune îngerul, la fel ca și în cazul Mariei, primele trei cuvinte. Nu vă temeți. Păi cum? Există posibilitatea să ai frică când ar trebui să fie bucurie? Când planul îți perfect, apropo, angajament, logodnă, când abia, abia aștept cu sufletul la gură să se termine logodnă, că vrei să te însori? să vină frica. Când ți-a păstrat viața curată, fetițo, adolescento, tânără ce ești tu, Maria. Când nici un vârf de ac de pată nu-i pe viața ta spirituală. Poate Dumnezeu să îngădie să-ți fie frică? Știți ce a zis Duhul Sfânt prin înger lui Iosif? Nu te teme să-i la tine pe Maria, știți de ce? Pentru că Duhul Sfânt e la lucru. Pentru că ceea ce s-a zămislit în ea nu e de la oameni, e de la Duhul Sfânt. Aș vrea să înțelegi mesajul pe care ți-l transmite Dumnezeu în această dimineață. Indiferent cât de mult ți se așează pe mult planul, indiferent cât de mult vezi negru, negru, sumbru, indiferent cât de gravă e situația prin care treci, e cuvântul lui Dumnezeu bazat pe Biblie, de trei ori repetat, în peisajul acesta al nașterii Mântuitorului. Nu te teme, Duhul Sfânt lucrează și azi. Duhul Sfânt lucrează și azi. Domnul Iisus Hristos este la lucru, de aceea vei pune numele Iisus, adică Emanuel, Dumnezeu este cu noi. Dumnezeu este cu noi și nu stă pasiv, lucrează. Credeți că Dumnezeu lucrează? Faceți-mi un semn, vă rog. Aliluia Domnului Isus Hristos. Și uitați-vă cum spune cuvântul Domnului. Isus era la lucru, era prezent acolo să facă minuni. Vei invit să vă ridicați. O să stăm înaintea lui Dumnezeu și probabil că ai frică. Probabil sărbătorile acestea te-au marcat, nu știu din ce motiv. Poate ai gânduri grele, cum se spunea la timpul de rugăciune, poate ai depresie, poate ai faliment, poate ai descurajare, poate diavolul ți-a adus la nivelul minții tale ideea că tu n-ai nici un sorț de izbândă, că pentru alții Dumnezeu este binefăcător, că altora Dumnezeu le-a dat, că în dreptul altora Dumnezeu a fost bun. Am să spun ceva bazat pe cartea aceasta. Nu te teme, nu te teme, Dumnezeu este la lucru. Duhul Sfânt lucrează și azi. Duhul Sfânt și astăzi vrea să aducă eliberare prin sângele lui Isus Hristos. Există este putere în numele Domnului. Aș vrea să stați cu ochii închiși. Sunt aici prezente persoane, îmi spune Duhul Sfânt, care au nevoie specială de rugăciunea aceasta. Dacă tu n-ai nevoie, stai doar cu ochii închiși și nu judeca, nu mai bârfi în mintea ta. Este prezent aici Domnul care vrea să aducă eliberare. Duhul Sfânt îți spune în dimineața asta de trei ori, nu te teme. Nu te teme chiar dacă ești bărbat, nu te teme chiar dacă ești fată, nu te teme chiar dacă ești un om care nu ai o slujbă importantă, ești doar un dintre ciobani de pe câmpurile, câmpurile crede Credete în Dumnezeu, încredete în Dumnezeu cineva aici care a fost marcat de frică până în momentul acesta să facă un semn cu mână ridicată. O să ne rugăm special, Dumnezeu să te atingă, Dumnezeu să te atingă, Dumnezeu să te atingă. O să ne rugăm special pentru cei care se marcați de frică, pentru cei care nu au sărbători normale, pentru cei care nu mai au condiții normale ca noi. Noi avem căldură, mergem și vom avea o masă binecuvântată fiecare dintre noi. Avem mesele pline, sunt oameni care sunt la oncologie, sunt oameni care sunt în ultimele zile din viața lor, sunt oameni care nu mai au speranță. Așa cum spunea fratele păstor Vasile Boș am fost vineri seara, vine după masa la Alexa Trandafir, un bărbat de 67 de ani, care este în ultima fază de cancer la Institutul Oncologic. O să ne rugăm special pentru el, Dumnezeu să-l mântuiască, Dumnezeu să-l salveze, Dumnezeu să-l libereze. Dacă e în casa ta pe cineva pentru care vrei să ne rugăm, ridic o mână înaintea Domnului și zi, Doamne, de sărbătoarea aceasta atinge pe cineva din casa mea, atinge persoana aceea care nu mai are speranță, care trebuie să fie eliberată, care nu mai are pace, care este marcată de frică. O să ne rugăm pentru...